Eu totdeauna îmi place să câștig. Și că am acasă un meci și la 2-0 la pauză pentru noi, dar eu eram nefericit, vorbeam foarte mult, eram agitat la pauză, foarte agitat și discutam și eram supărat pe colegi, pe toți că nu jucam fotbalul. Hacı geldi işte ya işte ma böyle yapmamız gerekiyor, niye böyle oldu, ma şöyle yapsaydık falan konuşuyor, o ara hoca girdi. Care îmi broiam eu chiar dacă era 2-0, că la momenturile alea pentru noi. Hoca dedi, acı tamam dedi, ben geldim dedi, sus artık dedi. Yok, sus, ben konuşuyor dedi. Mi-a zis încă o dată, eu în continuare făceam, nu, dar trebuie să jucăm. Dedi, sen çok biliyorsun dedi, sen dedi, duşa dedi. Hacı'nın hemen böyle burnu kıpkırmızı olur. Böyle sinirlendiğinde veya utandığında. Direkt yine burnu kıpkırmızı oldu. Și a venit a scris pe tablă formația și nu mai eram. Hacı yok 11'de. Yani ilk şoku biz orada zaten yaşadık. Allah Allah, Hacı eğer böyle yapabiliyorsa bizlere neler yapar. Și atunci am înțeles, fără să vorbești, câteodată un lider, fără să vorbească, îți arată că el e liderul.